La Reghin am avut parte vineri 20 decembrie de un Crăciun internațional în ritmurile muzicii de cameră. Viena Opera Company s-a oprit și în municipiul nostru în cadrul unui turneu de 14 zile în peste 10 orașe ale țării. Primăria Reghin și Casa de Cultură Eugen Nicoară au reușit să aducă concertul pe scena reghineană, chiar dacă inițial nu era în program. Spectacolul a durat 2 ore și a cuprins muzică vieneză, instrumentală, colinde internaționale și românești, interpretate de instrumentiști și soliști de talie internațională. Toate biletele s-au vândut, iar la final, spectatorii au avut doar cuvinte de laudă. Minunat. După o zi și o perioadă așa lungă de muncă, de stres, a fost o seară minunată. Într-adevăr, este bucuria vieții și mai ales acum în preajmă de sărbători. Este un moment deosebit să ascultăm cântece de Crăciun, colinzi și să ne umplem sufletul cu un moment artistic liniștitor. Turneul a fost o premieră națională pentru țara noastră, iar artiștii au mărturisit că nu le-a fost ușor să străbată România într-un timp atât de scurt. Satisfacțiile au fost însă nenumărate. Ne-am simțit extraordinar, a fost un final de turneu minunat, neașteptat. Eu cred că aveți o tradiție foarte serioasă aici, s-a simțit Viorilor. În orașul Viorilor, ați văzut, am specificat chiar și pe scenă, deci și acest lucru s-a făcut simțit foarte puternic, în seara asta ne-am simțit extraordinar. Eu sunt pentru prima dată în viața mea la Reghin, efectiv în această sală, care este o sală excepțională și ca acustică, suntem surprinși, suntem bucuroși, suntem fericiți că sfârșitul nostru de turneu nu a fost ușor, a avut o împlinire muzicală și o împlinire sufletească alături de un public minunat din Reghin. Organizatorii spectacolului au fost și ei impresionați de reacția publicului, dar și de faptul că autoritățile din Reghin au făcut tot posibilul să aducă acest spectacol în municipiu. Nu a fost trecut pe programul de turneu, dar vreau să vă admir pentru modul cum ați reușit să vă angrenați pentru ca să puteți să susțineți acest spectacol. Dacă nu erau maxim 2-3 factori de răspundere care cred că s-au implicat adevărat în această acțiune, de la doamna primar, am înțeles că și domnul viceprimar și nu cel din urmă, directorul acestei case de cultură. După seara petrecută la Reghin, reprezentanții Viena Opera Company se gândesc serios să revină în municipiul nostru și cu alte spectacole.